Un amplu eveniment dedicat silvicultorilor s-a desfășurat zilele trecute în localitatea Drăgănești de Vede, în cadrul evenimentului cel mai bătrân stejar de 250 de ani din pădurea de la marginea localității a primit numele Stejarul Haiducului. Pentru a aduce un omagiu silvicultorilor care au în grijă pădurile, Asociația Radu Gramaticul și Ocolul Silvic Roșior de Vede au organizat un simpozion cu tema Pădurea și Telormanul, în localitatea cu cea mai mare suprafață de pădure din județ, Drăgănești de Vede. Suntem, așa cum discutam cu domnul inginer Ignat, în UAT-ul, în unitatea administrativ-teritorială din Telorman, cu cea mai mare suprafață de pădure, aproximativ 1200 de hectare. 1200 de hectare ce provin din vechea pădure a mănăstirii Drăgănești. A fostei mănăstiri Drăgănești, actuale mănăstiri Coșoteni, care însuma și însumează în continuare 1500 de hectare cu pădura de pe malul stâng a râului Vede. Acest simpozion se dorește a fi un omagiu adus celor care de-a lungul timpului și-au desfășurat activitatea în domeniul silvic, în cadrul acestui județ, în cadrul ocolului silvic Roșior de Vede, că veți vedea că există o legătură strânsă între această localitate și pădure, și aria de responsabilitate a ocolului silvic, și de asemenea vom vedea că în această perioadă de timp, foarte mulți dintre locuitorii comunei și-au desfășurat activitatea în domeniul silvic. O parte dintre aceștia sunt prezenți în sală, o parte nu sunt prezenți, și pentru toți cei care au desfășurat activitatea din satul Drăgănești de Vede în domeniul silvic, de-a lungul timpului, și au avut grijă de această pădure în care noi astăzi am identificat și am dat un nume unui arbore, Stejarul Haiducului, doamnelor și domnilor, vă adresez rugămintea de a păstra un moment de reculegere. În intervenția sa, șeful ocolului Silvic Roșior de Vede a vorbit despre rolul și importanța pădurii în viața oamenilor. Pădurea a avut un rol deosebit în apărarea țării și în mulțumitatea poporului român pe aceste lucruri. Începând chiar din războaiele între Daci și Romani, 1926, se spune că în urma unei bătălii, în zona Banatului, o luptă grea care se desfășurase în ziua respectivă, de ce va pune oștenii lui să taie un trup de pădure sau poate un trup de pădure la o înălțime de stat de om și au îmbrăcat trupile respective cu hainele dacilor, astfel încât romanii să creadă că mai exista o armată în rezervă a lui celor. Multe informații despre speciile forestiere le avem în coluna lui Traian, unde sunt reprezentate 37 de specii, pe care 9 de rășinoase și 28 de specii de furioase, care existau atunci și care mai există și acum pe teritoriul patriei noastre. Cum spuneam, întotdeauna cei care au atacat aceste teritorii, din punct de vedere numeric, au fost nesuperiori armatelor autohtone și ai noștri s-au adaptat și au folosit și ce au avut timpul și pădure. Stejarul Haiducului este considerat de silvicultori un martor mut al evenimentelor ce au avut loc în această zonă în ultimii 250 de ani. Din această postură de martor al istoriei locale, au fost evocate câteva momente importante pe care stejarul le-a strâns în memoria sa de-a lungul anilor. Locul în care se găsește stejarul au trecut și pandurii lui Tudor Vladimirescu în drumul lor către București. Vedem, de asemenea, că a văzut evenimentele din 1848, în pușcarea regulamentului organic în Roșiorii de Vede. Vedem, de asemenea, că a fost martor a războiului de independență din 1877. L-a văzut, probabil, pe Badea Cârțan când se instruia la Roșiorii de Vede pentru a participa la războiul de independență. A văzut, probabil, de la înălțimea sa, cum Osman Pașa se preda la plevna și preda sabia junei armate române și era prezent în Telormanan de față, locotenent colonelul Anton Peritei, care a fost înaintat în grad după cucerirea plevnei la gradul de colonel.
asemenea, stejarul a văzut cum din pădurea din care făcea parte, o parte din copaci au fost folosiți pentru a face legătura județului Telorman cu Bucureștiul. Pentru copacii din el fiind folosiți pentru cala ferată Roșiori-Costești. În care o amprentă a avut-o și generalul de data aceasta, Anton Berindei, din Roșiori de Berindei. De asemenea, am o listă, cred că este important, mă întorc puțin în 1877, în 1877, după plecarea de la Marele Cartier General de la Plehna, sau Porodino, regele Carol I a trecut prin Roșiori de Vede. A venit de la Zimnicea într-o caleașcă și a fost dus până la Costești. De către, având doi viziti, unul din Roșiori de Vede și unul din Drăgănești. Și cu siguranță, pe drumul de întoarcere, pe cel din Drăgănești, acest stejar l-a văzut. În 1907, a văzut răscoala țăranilor, iar pentru dumneavoastră, faptul că răscoala a început, semnalul de începere a răscoalei a fost dat de către șeful ocolului Silvic Roșiori de Vede, din clădirea pe care dumneavoastră o cunoașteți ca fiind fostul dispensar și există în continuare în pădurea, la intrarea în pădurea Mancea. De asemenea, stejarul a fost martor și primului război mondial. Și atunci a văzut un eveniment deosebit la Roșiori de Vede. Este vorba despre șarja de la Roșiori. 26 noiembrie, 13 noiembrie, stil vechi, stil nou. Condusă de către comandantul escadronului 3 din regimentul 5 Roșiori, capitan Corlătescu. O jertfă dată pentru a se salva celelalte escadroane ale regimentului 5. Chirisescu, în lucrarea sa legată de primul război mondial, spune: capitanul Corlătescu își înțelege misiunea de sacrificiu și cu lancea în cumpănire își strânge escadronul în rândul strânse ca la paradă și pornește atacul. O mare parte dintre cei care au pornit atacul își dorm în continuare somnul de veci în cimitirul eroilor din Roșiori de Vede. De asemenea, a fost martorul vizitei Reginei Maria în Roșiori de Vede. În anul 1928, la 21 septembrie, o ocazie cu care a fost dezvelit monumentul eroilor, cel care se află în momentul de față în fața primăriei, și de asemenea Regina Maria, împreună cu alteța sa regală, principesa Ileana, a făcut o vizită în cimitirul eroilor din Roșiori de Vede. A fost martor al evenimentelor din 1944, când la Roșiori de Vede exista un grup de vânătoare, grupul 1 vânătoare, angajat în luptele din 1944 cu 17 piloți căzuți la datorie, dintre care și comandantul grupului, capitan comandorul Sandu, fiind ofițerul de vânătoare cu cel mai mare grad din armata română, căzut într-un duel aerian. De asemenea, a văzut și modul în care se antrenau piloții, pentru că la Roșiori de Vede a fost și o școală de pilotaj 2 ani de zile. A văzut de asemenea pe cerul Roșiori de Vede și probabil și pe aici, pe deasupra lui, pe așa aviației române de văzătoare, pe Bâsul Cantacuzino. A văzut de asemenea și un pilot de vânătoare care avea legătură cu orașul Roșiori de Vede, capitanul aviator Gheorghe Stănică. Capitanul aviator Gheorghe Stănică este acreditat cu 15 victorii aeriene și a fost înmormântat în cimitirul din Roșiori de Vede. De asemenea, a fost martor și a colectivizării. Probabil a văzut și adunarea pe care a făcut-o Petru Groza la Roșiori de Vede, cred că în 49, în care s-au distribuit 10.000 de titluri pentru intrarea în cooperativele agricole care se înființau în zonă. De asemenea, a fost martor la tot ceea ce s-a întâmplat până în 89, la tot ceea ce se întâmplă din 89 încoace. Este martor astăzi că
I-am dat un nume și îl cheamă Stejarul Hailucului. Pentru că pădurea a fost izvor de inspirație pentru poeți, de la acest simpozion nu a lipsit nici poezia. Momentul artistic a fost susținut de poeta Florina Carvaci și o tânără localnică Cristina Bălțățeanu, ce cochetează cu poezia. Grădirea fructului. Sunt opera ta. Copacul mamă, copacul tată. Cu rugăciunea rămasă neterminată pe ploape în serări, cu candela aprinsă la picioarele cerului, poverile de flori din primăveri cad fără milă pe crește, pe frunte. Proiectele comune ale Asociației cu Ocolul Silvic vizează promovarea rezervației naturale Pădurea Pojorâtele din Drăgănești de Vede, plantarea de puieși și acțiuni de voluntariat pentru a păstra pădurea curată. În perioada următoare vor iniția demersuri pentru ca Stejarul Haiducului să devină monument al naturii. Recent, un silvicultor a identificat un alt stejar secular în localitatea Didești, de aproximativ 350 de ani și pe care îl vor numi, cel mai probabil, Stejarul Galaction.